În alta curte de casație și justiție a prezentat numărul mandatelor de interceptare emise de instituție pe siguranță națională în ultimii 9 ani, peste 26.000. Reprezentanții instanței supreme mai spun că în această perioadă doar 2 mandate de interceptare solicitate au fost respinse. În alta curte a dat un răspuns oficial pe această temă după ce președintele Comisiei de Control a SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a avansat la sfârșitul lunii mai în spațiul public un număr mult mai mare de ascultări. Totalul acestor acte de autorizare și supraveghere în această perioadă 2005-2016, că nu avem alt an de referință, înseamnă 311.000 de mandate, peste 311.000 de mandate. În contextul în care pe un mandat de supraveghere, așa cum am văzut și am auzit la comisie, putem să ne gândim că vorbim de minim sau de o medie de 20 de persoane sau de posturi interceptate, putem să gândim că au fost mai mult de 6 milioane de oameni, de persoane care au fost interceptate în toată această perioadă. Conform legii 51 din 1991, se pot solicita mandate în cazul în care există suspiciuni, potrivit cărora sunt persoane care fac cunoscute activități secrete privind siguranța națională, care divulgă date și informații secrete care pot aduce prejudicii intereselor siguranței naționale. Cifra de 6 milioane de persoane ascultate între 2005 și 2016 a fost folosită și în clipul prin care PSD și-a mobilizat electoratul pe Facebook înainte de marele meeting de sâmbătă trecută.